la toaletă. Mai vorbiți și voi ceva între noi, hai! Vă știți de mult? Tu cu Andra? De câțiva ani. Și ești student sau ai terminat? Băi, scuză-mă, dar întreb și eu așa, ce să te întreb? Stai liniștit, întreabă-mă absolut orice. Am terminat medicină, dar nu profesez. Adică nu într-un spital, lucrez pe cont propriu. Medicină? Mm-hmm. Ce specializare? Chirurgie, oftalmologie. Și? Ce s-a întâmplat? N-ai vrut tu să lucrezi sau...? Am lucrat. Am fost șef de promoție, am lucrat la spitalul militar, dar m-au dat afară, malpraxis. Acum am o firmă și sunt asociat cu niște libanezi. Dar câți ani ai, nene? Ai ochi frumoși. E o nuanță rară. Doar sunt specialist. Mulțumesc. Dar cum de nu ne-am mai văzut până acum dacă ești prieten cu Andra? N-ai fost atentă. Adică ne-am mai văzut? Ha? Păi, scuză-mă, n-am memorie vizuală. Nu, glumeam. Eu te mai întreb. Întreabă-mă. Tot medicină faci sau...? Da. E o firmă particulară multinațională. Mai mult experimente, dar e ok. S-a avansat mult în chirurgia oftalmologică. Pare interesant. Da, poate vii într-o zi la noi la clinică, la un control. Mulțumesc, văd foarte bine. Și cum? Tu ce faci? Lucrezi? Da, sunt cosmeticiană. Bine, lucrez de la 18 ani. Ai mei au murit când aveam eu vreo 14 și, na, a trebuit să mă întrețin cam singură. Îmi pare rău. Dar la cu cine se cu tatăl tău sau cu mama ta? Cu mama. Mă rog, unii zic că semăn cu tata. Poate vii totuși într-o zi la noi la clinică. Poate. Acum avem de operat o fată din Egipt. Părinții sunt foarte bogați. A fost prinsă într-un atentat și i-au sărit niște așchi în ochi. Nu, scuzați. Ce-am stat prea mult? Suficient.